Bun găsit, om drag! Numele meu este Claudia Voci și te invit să ne rămâi aproape la o nouă emisiune de la Materie la Suflet. Astă seară vom începe studiul unei noi tehnologii, tehnologia eterică, și pentru asta îl avem din nou invitat pe domnul Constantin Barbu. Bine ai revenit, Constantin, mă bucur că ești din nou alături de noi. Spuneam că vom vorbi despre manifestările cuantice și despre această nouă tehnologie eterică și te invit să ne spui pentru început mai multe cuvinte despre promotoarea și cea care intermediază practic cunoașterea acestei noi tehnologii, doamna Marina Jacobi, care este channeler. Te invit să ne spui mai multe despre ea. Bună ziua sau bună seara, dragi telespectatori, depinde când urmăriți din nou o nouă emisiune, sperăm interesantă. Este pentru prima dată când prezint aceste informații la televiziune, pentru că, în general, aceste informații noi le prezentăm și le discutăm în cadrul sesiunilor săptămânale din fiecare miercuri, de la 8 seara, acum suntem și noi în vacanța de iarnă, în Stargate, se numesc acele sesiuni unde noi actualizăm informații și vorbim, bineînțeles, și despre acest curs, practic, de manifestări cuantice, partea tehnologiei eterice pe care Marina ne oferă, practic, din 2016, noi ca și grup ne-am conectat, eram atunci grup de studii București, așa ne numeam atunci. Una dintre colegele noastre, având o deschidere la fel de mare ca și noi, ne-a permis să ne conectăm cu Marina Jacobi prin Facebook și să luăm contact cu cunoașterea pe care ea o prezintă în limba engleză. Aici este și, să zic, problema pe care noi o avem. Nu toți colegii noștri din grup cunosc limba engleză și din cauza că aceste informații sunt prezentate doar în limba engleză, foarte mulți oameni nu au accesul la această cunoaștere, nu înțeleg ceea ce se întâmplă, cu ce se ocupă această tehnologie, nanotehnologie și ea. Și tocmai de aceea facem aceste întâlniri săptămânale și mă bucur că am posibilitatea să explic într-un limbaj, sper, cât mai simplu această cunoaștere universală, care este promovată în spațiul de internet de Marina, este o bulgăroică, Marina Jacobi cu J, este numele ei de americancă. Ea a plecat la un moment dat în America. Experiența ei de viață este una foarte tulburătoare și inedită. De mic a fost abuzată în familie. La vârsta de 11 ani, părinții ei, mama ei, a fost prezentă la un întâlnire, să zic, la un eveniment holistic în Bulgaria. Și după această întâlnire a venit acasă cu mai mulți terapeuți care aveau dezvoltate abilități paranormale, să le zic, sau abilități latente. Și am început să-i facă Marinei o inițiere. După această inițiere, la 11 ani, deci la o vârstă foarte fragedă, Marina a început să scrie mesaje. Deci ar trebui să le explicăm oamenilor și acest cuvânt, channeling, că vine din limba engleză. Este vorba de, când vorbim de oameni medium, da? Oameni care comunică cu alte suflete. Suflete sunt și ea este Marina Jacobi. Poza din stânga este chiar de anul trecut, în această perioadă de sărbători de Crăciun, este și ziua ei, are 52-53 de ani. Și ea a început să deprindă aceste abilități, să îi se activeze, practic, după această inițiere, abilitatea de a comunica cu alte ființe. La început a început să scrie informațiile pe care le primea în mod instant, adică nu era nevoie să intre într-o transă, pur și simplu oamenii cred că înțelegem mai simplu telepatia aceasta, de noi ne auzim gândurile, emoțiile noastre se transformă într-o informație și această vibrație sonică noi o putem traduce în limbajul nostru ca o informație în plan fizic percepută de mentalul nostru.
Deci ea a început să primească aceste informații, a început să aibă conexiuni și la un moment dat a reușit să plece din Bulgaria, așa cum oamenii în timpul Revoluției reușeau să plece din România din diferite motive, la fel era și în Bulgaria comunismul, a reușit să plece în America, unde s-a stabilit în America, are o familie, are doi băieți și în fiecare sâmbătă, de la ora 8, ora României, prezintă acest curs de manifestări cuantice. În spatele acestei tehnologii eterice stau la bază patru cărți pe care Marina le-a scris în stare de channeling. O să vedeți poze dacă se poate în regie să urmărim și calupul cu poze în care vă prezentăm coperțile celor patru cărți. Cărțile se găsesc și la noi pe site, la secțiunea Eteric, secțiunea Educație. Cărțile se pot descărca, doar că sunt în limba engleză. Și bineînțeles, din site-ul Marinei Giacobi, marinagiacobi.com, Reactorul Armonic, aceasta este prima carte. Noi în 2016 am primit această carte înainte să fie publicată. Deci noi, ca și grup de studii, ne-am format cu tehnologia domnului Cash, deci tehnologie magnetică gravitațională. Am continuat cu tehnologia semiobio, științei semiobiofotonice, unde avem tehnologie cuantică și biofotonică. Și în același timp ne-am conectat cu Marina Giacobi și studiam și nanotehnologia eterică. Pentru că avem membri în grup, în comunitatea noastră, cu deschideri diverse, atunci ne-a fost foarte ușor, pentru că totul începe din magnetic și gravitațional, deci baza creației de acolo, sunet și lumină, și ce se dezvoltă mai departe sunt practic interacțiunile acestor câmpuri magnetice. Reactorul Armonic este o carte plină de informații foarte interesante. Cei care o citesc primesc, este un limbaj cuantic în această carte, chiar dacă o să vi se pară că sunt anumite greșeli gramaticale, chiar nu este nicio greșeală gramaticală, nimic nu se modifică din acea carte, pentru că limbajul cuantic este diferit de limbajul terestru pe care noi îl învățăm aici și anumite cifre, anumite cuvinte scrise în mod diferit au o rezonanță foarte puternică cu structura noastră energetică. Deci primim informații, alt tip de informații subtilă față de informația fizică pe care noi o vedem în carte. Reactorul Armonic este vorba despre o nanotehnologie foarte avansată, care o să ajungem să o manifestăm. Este vorba despre un dispozitiv care este format din nanomateriale, din cristale, are la bază un calculator cuantic. El se manifestă deci este un obiect fizic pe care îl învățăm să realizăm și după ce îl activăm, practic după ce el își atinge potențialul, el dispare din structura noastră fizică, rămânem conectați cu el și este un dispozitiv care ne va transmuta dintr-o poziție A într-o poziție B sau cei mai ușor oamenii să înțeleagă teleportare. Adică acest dispozitiv ne va da posibilitatea să ne hrănim energetic, să nu avem afecțiuni și să putem călători în timp instant în diferite dimensiuni. Deci tehnologia și ce vă prezentăm acum pare science fiction, da? Da. Oamenii pot să înțeleagă așa că vorbim despre lucruri care par departe, dar sunt oameni în grupul nostru și la nivel internațional, mai ales în aceste grupuri, sunt oameni care au înțeles și au început să aplice aceste cunoștințe care vin liber. Doar că diferența este că sunt în limba engleză. Noi în asociație nu avem traducători autorizați să facă aceste traduceri, editării, video, să punem la dispoziție materiale, astfel nu rămâne decât ca oamenii să vor să învețe limba engleză, iar cei care nu au posibilitatea să parcurgă cele întâlnirile săptămânale cu noi, unde noi actualizăm aceste informații și le explicăm despre ce este vorba în această minunată tehnologie. Și chiar te invit să ne spui despre ce e vorba în această minunată tehnologie eterică. Iarăși, vorbim exact la și tehnologia Cash, nu ne îndepărtăm de principiile de manifestare,
tehnologia eterică noi o cunoaștem mai de mult. Ea este readusă la conștiința noastră de diferiți mesageri. Da? Marina este mesager pentru că a învățat să comunice, cum avem în România sute de mii sau milioane de persoane, nu știm, care la fel comunică cu alte entități și primesc informații. În istoria umanității, omenirii, l-am avut pe Tesla, care Tesla la fel ne spune de această energie eterică care există și că totul în univers ar fi bine să vedem sub formă de vibrație, în formă de sunet, în formă de lumină. Deci nu ne îndepărtăm practic de esența creației, nu începem să creăm structuri fizice care noi să ne excludem practic dintr-o realitate. Din contră, structurile aceste aplicații ale tehnologiei care sunt în sănătate, în alimentație, în agricultură, în mediu, în transport și în energie. Deci exact ca și tehnologia cheie sau tehnologia biofotonică pe care noi o studiem, noi am reușit din aceste cursuri, practic din 2017 am participat la un curs privat cu puțini oameni atunci, în care am fost inițiați în această tehnologie, pentru că în cadrul cursului Gizi, care Marina comunică, e bine să le spunem și cu cine comunică, structura energetică face parte din familia Pleiadiană. Da, deci oamenii, dacă sunt obișnuiți cu alte rase și înțeleg că nu suntem noi singuri, noi suntem practic niște extraterestri în acest corp uman, pe lângă noi sunt și alte ființe din alte rase și mai sunt și alte ființe care ocupă un corp uman, dar nu au suflet, adică sunt oamenii sau clonele. Da? E bine să ne obișnuim deja, pentru că energetic suntem în anul 2024 și iar pentru noi aceste discuții despre alte rase ar trebui să fie, să le învățăm la școală, la grădiniță, da? Pentru că asta este clar, nu suntem noi singuri din univers. Da, Marina comunică cu... ea este comandant de nave spațiale, nave pleiadiene, comunică cu rasa hibridă, o rasă hibridă care au ajuns la o înțelegere, au ajuns la o manifestare în care au ajuns să ajute umanitatea, omenirea. Da? Deci s-au dus așa de mult în viitor și în aceste holograme în care au făcut foarte multe lucruri și și-au dat seama că nu mai au cu cine să se joace, pentru că au manifestat tot ce și-au dorit. Iar acum se întorc pe aceste linii temporale, aceste timeline-uri, cum se numește în engleză, să ajute umanitatea, pentru că umanitatea în momentul de față ne-am aflat, de fapt, la o cotitură în care noi aveam posibilitatea să mergem spre dezintegrare sau către ascensiune. Cumva s-a atins acest prag minim de da. Conștiințe. Se pare că la nivel de conștiință, la nivel global, 30% din conștiințele umanoide care suntem aici am ales să mergem spre ascensiune. 20% ne sunt potrivnici și iar 50% din omenire este încă în stadiul de a se decide ce direcție va dori să o ia. Și atunci noi ne adresăm celor 50%. Bineînțeles, și din cei 20% au și posibilitatea să aleagă, să meargă către lumină, către ascensiune, către evoluția sufletului, dar cu siguranță nu vor merge toți, poate câțiva dintre ei noi vedem că se îndreaptă spre lumină. Deci lucrurile se duc în această direcție, în tehnologia eterică, adică comunicări cu alte ființe, elevarea, maturizarea sufletului. Structura conștiinței cuantice ne arată că cum putem să manifestăm, și despre asta este și subiectul acestei emisiuni, cum putem să manifestăm în holograma noastră, în matrixul nostru, și ni se dau uneltele, pentru că noi venind aici, câțiva, majoritatea, am uitat uneltele, și Dumnezeu ne ajută, da? Îți trimite fel și fel de mesageri, dacă ești deschis, cu siguranță acea informație ajunge la tine, dacă rezonezi cu ea, o vei studia și după aceea o vei și aplica. Ajungem să
În partea de sănătate avem aplicații pe care oamenii pot să le învețe foarte simplu, să le realizeze cu o aplicație care se găsește liber pe internet, Online Tone Generator, este un generator de tonuri de frecvențe de herți. În cartea, în reactorul harmonic, noi știm care sunt frecvențele de herți care ajungem, noi fiind peste 80% apă, atunci ne este foarte simplu să condiționăm structura noastră lichidă cu frecvențe de herți, iar aceste aplicații sunt foarte ușor de realizat. Nu este nevoie de foarte multe investiții, este nevoie de un pahar, este nevoie să aveți căști sau boxe așezate și să puneți anumită tonalitate. Eu nu pot să vorbesc despre această aplicație la televizor pentru că apa aceea ar trebui să o beți și nu ar trebui să vă zic eu exact, dar găsiți pe site-ul nostru la secțiunea alimentației. Se pun anumite frecvențe, de exemplu 3, se ia un pahar cu apă, cum am eu aici, și se pune telefonul 20 de minute pe frecvențe și se pune o anumită tonalitate, o anumită frecvență și se începe, cred că, cu frecvența de 3 Hz, apoi se urcă la 70 de Hz, după aceea la 90 de Hz. Deci, cumva, între 70 și 90 de Hz, corpul nostru ajunge să fie într-o stare de echilibru. Asta o putem învăța foarte simplu. Mai sunt aplicații în cazuri, noi am vrut să extragem în aceste cursuri, se pun întrebări și ființele cu care comunică, deci sunt Consiliul Celor Noi, această rază hibridă, sunt personalități cerești, adică îngeri, vorbesc cu Marina, alte personalități ra, de exemplu, soarele nostru vorbește cu Marina, dar și Consiliul Celor Noi, unde vin majoritatea informațiilor, pentru că oamenii să înțeleagă că noi suntem pe această planetă, noi fiind semințe ale altor rase, care ne-am dat acordul să venim aici să îndeplinim anumite experiențe. Rasele acestea au grijă de noi, da? Deci suntem vegheați în jurul Pământului, indiferent ce formă ar avea Pământul, nu contează, nu intrăm în aceste detalii, este o parcare de nave spațiale în care fiecare rasă, da? Fiecare specie are grijă de sămânța lui de aici. Da? Și atunci suntem milioane de semințe stelare pe această planetă și în contractul care noi l-am avut avem și unii, bineînțeles, avem și această opțiune de a intra în contact cu frații și surorile noastre din alte dimensiuni sau din interiorul Pământului. Consiliul Celor Nouă este deasupra acestor rase. Deci, cumva, informația care o primește Marina este de la o dimensiune, putem să spunem dimensiuni 7, 9, deci dacă o luăm liniar, noi acolo vedem că se încadrează aceste tipuri de informații. Și Consiliul Celor Nouă este deasupra tuturor raselor. Deci, trebuie să vedem structura aceasta a cerurilor sau a nivelelor de conștiință, la înțelegerea noastră liniar, unii sunt peste alții deoarece se apropie de Dumnezeu sau de creație mai mult și au un nivel de vibrație mult mai înalt. Da. Am o întrebare. Acest Consiliu al celor nouă este cumva reprezentat de câte un reprezentant din fiecare rasă? Putem vorbi despre nouă rase sau sunt mai multe? Nu, sunt mult mai multe. De exemplu, Marina face parte, este comandant de nave spațiale. În subordine ei, ca să zic așa, sunt câteva sute de rase și specii. Uh-huh. Deci Consiliul Celor Nouă se referă probabil la mai multe rase și specii, iar aceste rase și specii sunt organizate sub formă de confederații, federații galactice și așa. Consiliul Celor Nouă este deasupra acestor confederații și uniuni ale raselor, cum s-au organizat fiecare. Deci, ceea ce vedem ca și formă organizată pe Pământ, nu este altceva decât reprezentarea la nivel macro a ceea ce se întâmplă deasupra Pământului. Da, adică acea idee precum în cer, așa și pe Pământ. Exact. Iar oamenii care au rezonat ce
cel puțin cei care ascultăm în România, care au rezonat cu Marina, am început să pun întrebări, au primit răspunsuri și am început să primim fel și fel de aplicații. Uh-huh. Am cerut o aplicație a tehnologiei eterice în sănătate și oamenii au pot accesa foarte simplu la noi pe site. Am cerut o aplicație pentru în stare de calamitate, da? În stare de dezastru natural sau artificial, cum e la modă să le se creeze acum. Este o aplicație în care apa, pur și simplu apa care se găsește acolo în zonă, că e dintr-un râu, că e dintr-un put, da? Se creează practic o cruce nord-est, sud-est, da? Și se așează oamenii în pozițiile acestea, se pronunță un anumit algoritm și cu puterea celor de deasupra, deci celor terase care te va ajuta, apa aia se poate purifica chiar dacă ea a fost infectată și putem să bem chiar apă care într-o aia a fost dată, nu se mai găsește nimic de băut și atunci colectăm apa care este acolo, o filtrăm cu tifoane cu ce găsim și apa aceea, ca să fie echilibrată pentru noi, atunci cu puterea și cu ajutorul celor care ne-a pus la dispoziție aceste informații, noi putem să ne hrănim. Deci, mai spune-ne odată, cum trebuie să ne poziționăm în acea cruce? Este o aplicație mai complexă. Este o aplicație mai complexă, fiecare om se va așeza, deci ai nevoie de cumva de minim 4 oameni. Dacă sunt mai mulți de 4, atunci sunt anumite poziții, cred că sud și nord, unde se poziționează mai mulți oameni. Și pe site găsiți și algoritmul care este nevoie de conexiune, în respect cu divinitatea, pentru a se procesa acea apă. Deci asta ar fi pentru partea de sănătate, partea de alimentație. Avem agricultura, care ne-a fost puse la dispoziție cunoașterea despre cum putem să plantăm și să înțelegem rolul fiecărei plante, chiar și a burienilor. Iar mi s-a dat la dispoziție, exact cum am făcut paharul cu apă cu frecvențe, așa mi s-a dat la dispoziție să încărcăm apa sau un bazin cu apă, să încărcăm cu frecvențe și să trimitem nutrienții la nivel eteric. Da? Trimitem în apă, apa fiind superconductor va primi acea informație și va hrăni planta exact cu nutrienții care noi am stabilit că și am studiat că planta are nevoie. Deci putem să copiem exact cum facem cu gansurile, creăm gansuri speciale, copiem energia și informația. Acum nu mai am nevoie să creez gansurile, acum caut frecvența, de exemplu, a cerealei, da? Sau frecvența unui aminoacid și atunci îl dăm prin aceste generatoare de frecvență, îl trimitem în apă și nu mai am nevoie să mai cumpăr fertilizatori sau energizatori sau dacă avem probleme cu bacteriile. Deci toate lucrurile astea ni s-au pus la dispoziție, site-ul nostru abundă de informații. Apoi urmează partea de transport și în alte spațiile. Aici, la partea de transport, pentru cei mai avansați, nu toți avem menirea. Chiar dacă noi arătăm că e, cum să spunem, mor în gură, arătăm acolo, nu toți oamenii care vor studia site-ul nostru sau aceste informații vor avea și succes în aplicarea lor, pentru că nu e menirea lor acolo sau au intenții de a distruge, au intenții de a manipula aceste informații și toate aceste informații și aceste experimente și aceste rezultate sunt strâns legate cu cei de deasupra. Adică nu putem să realizăm ceva în tehnologie eterică fără a avea conexiune cu ghizii. Da? Ei ne-au pus la dispoziție tehnologia, noi avem această cunoaștere de a face nanotehnologie, suntem curioși și mergem mai departe, ne punem intenții de a ajuta întotdeauna alți oameni, nu fac pentru mine. Și acest dispozitiv este un dispozitiv special care sperăm că la un moment dat să fie realizat, un dispozitiv care deschide portaluri. Se creează din nanozinc, din magneți, din cristale și aici lucrăm în tehnologia eterică, lucrăm cu cristale de cuarț și, bineînțeles, în tehnologia eterică, până ajungem să manifestăm aceste deschideri de portal sau găuri de viermă. Este nevoie să ajungem să manifestăm calculatoarele cuantice pentru că doar ele pot să seteze
anumite frecvențe în care noi nu avem momentan aparatura necesară. Noi putem să avem dispozitivul, dar nu avem softul. Da? Avem dispozitivul care învârte, avem un reactor dinamic, avem o elice, dar acea elice trebuie setată la anumită turație, iar acea turație este calculată, este foarte precis calculată doar de calculatorul cuantic. Deci, ca să ajungem să deschidem aceste portaluri care se pot deschide și în stare naturală sau se găsesc în stare naturală, dar prin tehnologie este nevoie să ajungem la aceste calculatoare cuantice și noi avem creierul de calculator cuantic, dar încă nu este momentul să ne apucăm de această manifestare a calculatorului cuantic. Serverul, să zic că l-avem, știm exact, doar că nu ni s-a dat informația completă, dar ne îndreptăm către acest experiment. Vreau să le transmit celor pasionați de tehnologie eterică că această tehnologie eterică nu poate fi patentată. Deci de la tehnologia Keș, care domnul Keș a deschis patentul și a zis Dumnezeu nu mai are nevoie de patente, brevete, documente, totul este luat și învățați. Și ce învățați până și voi pe masă, și la fel este și tehnologia eterică, nu se poate patenta, breveta, să se realizeze în scopuri economice sau comerciale, nu există acest lucru, pentru că aplicația oricine poate realiza, de exemplu, cineva poate să facă să-și creeze un business că trimite apa aceasta informată, da? Și oamenii se însănătoșesc rapid, sau pentru agricultură trimite fertilizator, dar o fac în scop economic, iar lucrurile astea nu o să fie, nu o să aibă nici oamenii care, pentru că nu va funcționa acele frecvențe, dar nici persoana în sine, pentru că nu are de învățat. Deci de aici, de la tehnologia cheie și partea biofotonică, partea eterică care noi studiem, aceste câmpuri magnetice, noi practic tehnologia eterică nu este altceva decât un câmp magnetic manifestat din sunet și lumină, din câmpuri, din raze magnetice, câmpuri magnetice gravitaționale. Deci totul începe de la magnetic și gravitațional. Dacă nu am înțeles partea aceasta de început, nu putem să avansăm. Mergem în spate și reluăm studiul. Da, e impresionant ceea ce ne spui. Cât putem să cuprindem noi, cât putem să înțelegem noi în această tehnologie eterică? Orice persoană care are interes e deschisă către cunoaștere. Și slavă Domnului, noi în România, eu mă bucur că m-am născut aici, pentru că nu am găsit un alt popor care să aibă așa de multă deschidere către zona aceasta de medium, de channeling, de vindecare cu lumini, cu totul este energie, deci noi avem încorporat în ADN-ul nostru toate aceste informații, doar că acum ele vin sub formă de nanotehnologii, tehnologii de spațiale, inginerie nucleară și așa mai departe, ca noi să ne readucem aminte că tot în jur este o supă de energie și dacă captăm un câmp de energie și îl captăm cu, să zic, cu acest inel și cu acest inel la un anumit metal și creez o tehnologie, pentru că doar prin acest metal pot să captez acea energie. Și după aceea mai vin și cu alt inel și eu zic, uite, aici am altă energie. Da? Oamenii ar trebui să se îndepărteze foarte repede de aceste noțiuni în care tot am separat energiile. Noi le vedem ca și o supă de energie. Și dacă suntem deschiși către a accesa ceea ce ne este nouă, benefic. Cel mai optim, pentru că noi vedem că oamenii accesează energie sau realizează fel și fel de dispozitive foarte complexe și foarte mari, mici, dar creează un haos la nivel energetic, pentru că ei nu au percepția aceasta de a simți câmpurile de aia. Deci nu au simțurile la ei, dar sunt fizici. Și dacă au știut să facă paharul cu apă, păi pot să facă și carafa cu apă și îi zic că e sănătos să ai carafa de tine, când de fapt este prea multă energie, nu doar pentru tine, dar și pentru mediul conjurător. Noi le transmitem oamenilor întotdeauna să cei buni practici și aici, în general, bărbații ei trebuie să învârtă, trebuie să învârtim, să facem bobine, să dea ceva practic, să aibă și o femeie sau o domnișoară lângă în echipă, pentru că de obicei femeile sunt mult mai deschise, văd că voi vedeți câmpurile, voi le percepeți, voi și atunci se creează o echipă, se creează yin și yang, se creează femeie cu masculinul, altfel îți trimite ghizii.
Corect. Pentru că vede că nu faci doar pentru tine. Femeia vine cu deschiderea și zice, dacă bărbatul zice, uite, vreau eu să fac pentru mine, și femeia o să zică, păi nu mai bine vrei să faci pentru tot blocul sau pentru tot satul, pentru că altfel vine informația și asta e, asta este practic secretul. Ca noi bărbații, iarăși, ajungem la aceeași problemă, cum îi zic, noi bărbații să ne deschidem către, să ne deschidem simțurile. Exact. Noi să ne maturizăm că noi pierdem. Noi avem de pierdut și în loc să ne facem treaba în 30 de ani, în loc să ne facem treaba în 3 ani, să ne facem 30 de ani și pierdem energie, pierdem multe lucruri. Cumva eu o văd ca pe o tehnologie mai avansată decât ceea ce ne-ai prezentat până acum, în care deja ieșim din sfera asta materială și ne conectăm direct cu sufletul nostru, cu simțirea noastră, cu ieșim din acea zonă a minții care ne limitează la cunoașterea pe care am reușit să o accesăm și ne dăm voie să simțim și să primim ceea ce vine, cel mai doar prin această intenție de a primi ceea ce este cel mai bun pentru noi. Pentru asta este nevoie ca oamenii să înțeleagă de ce studiem manifestările cuantice, pentru că o luăm de la început. Deci am făcut tehnologia cu domnul Cash, am învățat că totul este lumină. La partea la biofotonic, da? Cuantic biofotonic, o să vedem că lumina devine lumină din, da, manifestăm lumină din lumină. Asta o să prezentăm în următoarele emisiuni și partea biofotonică. Dar noi am sărit așa pe la tehnologia Cash, am sărit la partea eterică, pentru că vedem o continuitate că noi nu mai avem nevoie să mai facem dispozitive, să mai realizăm fel și fel de tehnologii. Deci punem la dispoziție și partea practică pentru cine dorește sau partea de maturizare, în care nu mai ai nevoie subtilă, nu mai ai nevoie să meșteșugurezi, să cumperi materiale, pentru că tu ești un material, tu nu te-ai șlefuit și tu nu ai înțeles de fapt legile care guvernează materialul tău. Că noi practic suntem o energie și aici este dispozitivul, dar noi nu știm să folosim dispozitivul. Și aici vine Marina, cu manifestările cuantice, aici vine Ghizi, să ne explice, să zice stop, voi sunteți creatori, voi sunteți puterea creatorului aici, voi sunteți o mică parte din Dumnezeul și creatorul pe care, sursa pe care voi o gândiți. Aveți în voi tot ceea ce aveți nevoie. Ce e în voi este și în noi, doar că voi ați uitat, pentru că planul acesta de densitate materială 3D, atunci nu ați reușit să vă ridicați nivelul de frecvență și trebuie să faceți aia, dacă vreți să ajungeți să ne înțelegem sau să ne manifestăm lângă voi, ei ne transmit că toată energia, toate dimensiunile sunt aici și acum, conștiința ta este practic focusată să înțeleagă ce se întâmplă aici și acum, doar că noi suntem multidimensionali, adică noi în altă viață poate suntem atei, noi în altă viață poate suntem delfini, noi în altă viață poate suntem pietre sau așa mai departe. Deci noi oricum suntem multidimensionali. Sinele nostru. Da? Sinele nostru s-a manifestat în mai multe punticele în această superbă creație. Și practic tot ceea ce avem noi de făcut este să ne preocupăm doar de extinderea acestui nivel de conștiință, astfel încât să cuprindem întregul nostru sine. Exact. Și pornind de la această înțelegere că totul e energie, haide să învățăm cum se manifestă această energie, hai să învățăm unde greșim, pentru că toți suntem creatori, toți suntem channeli, channelingul ăsta care e la modă și se vede, toți suntem și normal să fim toți, pentru că noi avem legătura cu sursa. Da? Ai legătura cu sursa, îți pui o întrebare, Dumnezeu îți dă prin ori sau pur și simplu percepe acea informație, ori ți-o spune cineva. Artiștii sunt channel, adică cum pictezi tu un tablou, de unde ții tu informația aceea, sau tu faci muzică, de unde ții tu informația aceea. Noi nu putem să ne luăm decât ceva care există la nivel energetic. Și aici ne învață Marina, prin Marina, mă rog, suntem învățați că nimic din ceea ce noi primim nu este de la noi. Ceea ce experimentăm nu este, corect, este luat dintr-o altă realitate. Corect. Și noi atunci ce facem? Facem switch-ul. Mișcarea aceasta de conștiință, aici ne învață, asta e mecanica de manifestare. Trebuie să învățăm mecanica.
nu e mecanica cu șurubul, nu e mecanica cu care o știm noi. Nu, este o mecanică cuantică în care învățăm de ce ni se întâmplă în continuu aceleași lucruri în viața noastră și nu scăpăm de ele. Sau învățăm cum să atragem lucruri care noi le gândim, le simțim. Deci ele sunt undeva, dar cum facem să le aducem la mai interesant? Corect. Și despre asta se tot pune baza de educație, ca noi să ajungem să înțelegem tehnologia eterică, mai întâi trebuie să ne înțelegem pe noi. Sau tehnologia plasmatică, indiferent ce nume îi spune, plasmă, eteric, cuantic, biofotonic, unde scalare, sunt denumiri. În urmă este totul energie divină, dar e ciudat și pentru noi, pentru că anumiți ghizi ne spun de unde scalare, Marina vorbește de tehnologie eterică, o să o avem invitată pe Marina, Maria Șandor, care ne vorbește de astral, da? De raze cosmice, raze planetare, domnul Cheș cu plasma, deci încearcă să unifice tot prin plasmă, să unifice, pentru că totul este câmp magnetic, și noi încercăm să prezentăm toate aceste lucruri, dar toate aceste lucruri vorbesc despre același lucru. Totul este energie și mai simplu să rămânem în stare de totul este energie divină pe care o putem capta, manipula, transmuta, trimite în orice direcție și în orice punct, indiferent unde este acel punct, dacă este acceptat. Deci, iarăși, ne întoarcem la sursă. Tehnologiile pe care noi le prezentăm nu intrăm într-un laborator și uităm, nu, noi suntem laboratorul și este nevoie să vedem cu ce rezonăm. Multe doamne, le-a fost foarte ușor să înțeleagă partea aceasta de manifestări cuantice și de tehnologie eterică. Domnii n-au trecut nici de tehnologie cash. Încă se luptă cu, hai să facem cât mai multe gansuri, hai să facem bobine, multe dispozitive, dar n-au înțeles că noi suntem dispozitivul și nu mai am nevoie. Gata, am înțeles, asta e, s-a completat cunoașterea, să mergem mai departe. Și aici încercăm noi să mergem mai departe cu cei care sunt pregătiți să le explicăm ce sunt manifestările. Chiar te invit să ne spui despre manifestări? Pentru a înțelege manifestarea cuantică, adică ceea ce suntem noi la nivel de energie, putem să gândurile, emoțiile noastre, putem manifesta aici sub formă de pahar cu apă, dar putem să transmutăm orice. Pentru a înțelege acest lucru, noi recomandăm și Marina recomandă și a trecut printr-un proces de detox. Noi, în continuare, dacă rămânem pe proteina animală, proteina vegetală, e bună, nu zicem că noi. E lăsată de la Dumnezeu, dar e lăsată de la Dumnezeu ca noi să trecem mai departe. Uh-huh. Nu să stagnăm în continuare să devenim vânătorii planetei. Corect. Este bună pentru un anumit nivel de conștiință. Dar noi avem intenția să evoluăm. Exact. Să urcăm către lumină. Și atunci e momentul să renunțăm la anumite lucruri pentru a accesa altele. Noi, în momentul de față, pe Pământ, sunt resimțite alte tipuri de energie. Corect. Vin către noi alte raze, alte câmpuri. Da? De ceva nu? De ce? Pentru că s-a format o nouă quadratură, Uranus cu Venus cu Uranus, și iar se întâmplă alte, în universul nostru de aici, vin alte energii, pentru că sunt intersecții de astea, soarele central cu soarele din spațiul nostru, primim alte informații, altă energie. Există ideea că suntem forțați în această perioadă să evoluăm, noi ca omenire. Suntem puși în fața faptului împlinit. De ce? Pentru că 30% din umani de aici, cele 30%, noi ne-am trezit. Da? Și atunci, dacă ne-am trezit, vin către noi aceste informații. Automat venind către noi aceste informații, cum studiem noi. Noi studiem din 2016-17 tehnologie eterică, oamenii poate acum pot să o înțeleagă mai bine. Dar câțiva dintre noi în 2016-2017 au fost pregătiți și noi nu avem un grup așa mare cu 1000 de oameni, atunci eram 50 de persoane. Deci, cumva, dacă oamenii sunt curioși, ce trebuie să fac? Nu trebuie să faci nimic. Da, mă scuzați. În primul rând, nu putem să captăm așa de multă informație.
informația aceasta subtilă, care este de vibrație foarte înaltă, dacă corpul nostru energetic și corpul nostru fizic stă într-o vibrație scăzută. Uh-huh. Și aici este, iarăși, ce mănânci, ce bei, ce gândești, la ce te uiți, unde te duci. Și începem așa. Foarte mulți oameni, noi discutăm aceste informații la lucrurile cu oamenii de bază, adică nu ai venit la un nivel, nu te-ai trezit cu un nivel de conștiință înalt, pentru că sunt oameni care mănâncă orice pe această planetă și au un nivel de conștiință înalt și manifestă să te reportează. Deci au ajuns la acest nivel de conștiință, dar oamenii normali care nu au atins aceste stări, atunci se recomandă mare atenție pe alimentație. Domnul Cheș ne spune, vezi trece către o alimentație energetică, în alimentația energetică este nevoie să treceți prin aceste proteine, să ajungeți la o alimentație vegană, de la alimentație vegană veți trece la o alimentație lichidă, pentru a faceți pasul către alimentație energetică cu plasmă. Deci astea sunt procesele în care noi, ca și oameni, putem să evoluăm și să trăim pe această planetă 2-3 mii de ani. Deci apare și al treilea rând de dinți, se regenerează oasele, modul la creierul nostru, totul se regenerează în noi, dacă știm exact cum. Și atunci învățăm. Da. O să vorbim despre asta într-o emisiune viitoare. O să vorbim. O să da. Tot anul la dispoziție 2024. Deci, în primul rând, Marina a ținut un detox foarte sever. A fost ghidată și are aceste informații pe YouTube. Pot să pună oamenii Marina Jacobi sau React, The Harmonic Reactor, este în engleză, pe YouTube, unde pot să găsească și pe site-ul nostru, cred că apare, acest detox care se face renunțând la proteina animală, se face undeva la 21 de zile, renunț în prima săptămână la proteina animală, poți să rămâi un pic pe pește, apoi renunți ușor la proteina lacto-vegetarian, și după aceea rămâi pe proteină vegană. În toată această procesare, care este, se repetă de câte mi se pare că de 3 ori, se consumă apă distilată. Deci, noi suntem învățați ca apa plasmatică, cam în același nivel energetic, să fie și apa distilată. Deci, unde noi avem probleme, noi bem apă distilată, foarte simplu. Mergem la ductor. Pentru că apa distilată scoate, dacă se face cu cură de 3 zile, scoate foarte multe lucruri care sunt în exces în noi. Și Marina ne-a învățat și sunt documentare științifice, chiar dacă eu nu sunt, eu sunt un cercetător, eu sunt căutător de cunoaștere, nu sunt doctor, am înțeles că doctorii nu recomandă apa distilată. Oamenii se facă ce consideră ei, să ia aceste informații cum consideră ei. Noi știm și am testat, nu s-a întâmplat absolut nimic advers. Deci, apa destinată pentru noi este apa cea mai bună care noi putem, sau apa filtrată care o avem în casă. Este foarte important acest proces. Apoi putem să rămânem în zona de post cu apă și din când în când se mai consumă și miere, pentru că avem nevoie să reglăm electroliții din corp și atunci se poate introduce și miere în apă. Sunt foarte multe cure care se recomandă pentru detoxifiere, deci asta o facem în special pentru detoxifiere și pentru a renunța la această proteină animală. Procesul se duce undeva, deci Marina are procesul ei care este special făcut, a fost făcut pentru ea și poate să urmeze foarte multe persoane. Bineînțeles, dacă nu are diabet, nu mai știu, tensiunea arterială mărită, sunt și câteva recomandări cum să, cine să nu folosească, dar se pare că rezultatele sunt uimitoare, cei care au ținut, și pur și simplu apare efectul de întinerire, e normal. În momentul în care noi renunțăm ușor-ușor la hrana fizică, noi ne susținem foarte mult din zona energetică. Da? Deci noi cumva trebuie să facem schimbarea aceasta de 80% hrană fizică, să o schimbăm în hrană lichidă, ca să ajungem, pentru că noi 80% suntem deja lichizi energetic. Da, deci suntem într-o stare lichidă și energetic puternic și să ajungem cumva să fim 100%. Toate aceste informații se găsesc la noi pe site. Se pot duce aceste cure undeva, cât am înțeles, până la o lună, până la un an și jumătate. Deci procesul, ca să înțelegeți, cam după 25 de ani se elimină practic ultima
proteina animală din noi. Deci, dacă am mâncat acum 25 de ani, atunci ne considerăm că s-a eliminat proteina animală din noi, energia încă mai rămâne. Deci procesul este de durată. Întotdeauna recomandăm să fiți în atenția unui medic, nutriționist sau medic de familie când se fac aceste procesări, dar dacă vreți să ajungeți la o stare de sănătate optimă, echilibrată, pe următorii ani, luați-vă timp, 5 ani, 10 ani, domnul Cheș chiar ne spune că undeva la 15 ani este nevoie ca omul să treacă, să facă trecerea aceasta către alimentație energetică, pentru că proteina animală este destul de prezentă în corpul nostru și chiar dacă nu mai mâncăm, încă rămâne această energie foarte mulți ani. Deci, în primul rând, detox. Detox alimentar. Apa contează foarte mult, de unde bei și ce tip de apă. Renunțarea la alcool și țigări. Noi o vedem ca un lucru absolut normal și dulciurile care, da, poți să mănânci dulciul să-ți echilibrezi zahărul, dar nu în exces și știm ce dulciuri se fac acum, deci putem, dulciurile se pot înlocui foarte ușor cu miel. Am o întrebare. Putem să suplimentăm acest proces, să-l urgentăm cu o altă metodă, astfel încât să facem trecerea asta, eliminarea aceasta de energii, de frecvențe joase, mai rapid? Din câte am studiat, mai rapid de ce prezintă Marina și sigur, pentru că este dat pe structura energetică a corpului nostru, al tuturor oamenilor pe această planetă, trecerea aceasta să se facă cu smoothie-uri și cu legume și fructe. Deci toate lucrurile acestea se duc în zona lichidă, fresh-uri, blenduite. Mai rapid de 21, adică după 21 de zile ar trebui să renunțăm la carne, facem o pauză, să bem apă iarăși, post cu apă, iar facem postul, renunțăm la proteina lacto-vegetarian, facem iar pauză, deci undeva la 3 luni, între 3 și 6 luni de zile, cam asta este cel mai rapid proces pe care îl cunosc. Eu am ținut, bineînțeles, că aceste posturi sunt într-o alimentație vegană, iar mă îndrept, bineînțeles, către o alimentație energetică bazată pe lichide, sper, în următorul an. Iar efectele se văd pe partea de sănătate foarte mult, pentru că nu te mai bolnăvești. Dar dacă am înțeles eu bine, spuneai că aceste energii de frecvență joase, datorate hranei noastre, de origine animală, persistă încă 25 de ani după ce noi am întrerupt, practic, acest tip de hrană. Și întrebarea mea se referea dacă există o altă modalitate pe lângă întreruperea hranei de origine animală, dacă există și o altă metodă, o altă practică pe care o putem face astfel încât să urgentăm această eliminare a energiilor joase. Momentan, energiile astea sunt în ritmul lor natural. Suntem amprentați. Putem să ne spălăm și putem să ținem postul câte vrem. La nivel energetic, în 25 de ani se elimină energetic acea carne. Da. Probabil există alte terapii energetice care se pot face. Marina face și sesiuni individuale de unul la unul cu persoanele care se înscriu la ea pe site. Probabil acolo sunt și alte tipuri de informații. Dar informația care rămâne, de exemplu, de la proteina animală, nu ne deranjează. Deci, odată ce nu mai mănânci, ea nu mai are efect așa puternic asupra stării tale de sănătate. Am înțeles. Apoi, deci, partea de detoxifiere a alimentației din asta, ușor, ușor ne conduce cei care suntem pregătiți într-o alimentație lichidă. Apoi vine acest detox emoțional, digital chiar. Ni se recomandă să nu mai urmărim știri negative, ce considerăm că este negativ, da? Care ne întristează, ne panichează, ne induce frică și așa mai departe. Asta pentru că noi nu suntem destul de puternici emoțional, nu putem să combatem, adică să ne uităm la televizor și să spunem... Și să controlăm. Știu că mă manipulează, dar deci nu fac o protecție, să pun un ecran de ecranare și atunci informația aceea, eu sunt conștient de ea și chiar poate râde ea, știi, nu are efect, dar nu toți oamenii gândesc ca mine și atunci
este nevoie, când intrăm în aceste procese de ascensiune, este nevoie să renunțăm ușor, ușor la informațiile de care le considerăm că ne aduc emoții joase, de frecvență joasă, cum sunt și filmele, da? Filme în care sunt foarte multe programe subliminale introduse pe bază de sex, violență, ură, frică și așa mai departe. Să nu mai zic filme de groază. Chiar desenele animate și toate lucrurile acestea sunt foarte violente pentru copii. Automat să facem un detox pentru toată familia, ne uităm doar la telejurnale sau citim cărți sau ne uităm atent la niște emisiuni foarte atent alese. Da. Că introduce în conștiința noastră zilnic, ele devin o realitate și ajungem să ne certăm cu cineva pentru că am văzut un film cu foarte multă agresivitate. Da. Da, este important să renunțăm, tocmai pentru că încă nu avem capacitatea de a filtra și de a ne pune acea barieră despre care vorbeai. Noi putem să spunem că suntem, că nu ne afectează, dar de fapt ele în mod subtil pătrund în subconștientul nostru și chiar ne afectează. Noi observăm aceste lucruri, nu putem decât să facem atenționar, iar fiecare când este pregătit, sigur le va acționa în realitatea lui. Apoi mai este nevoie să înțelegem că în momentul în care suntem în aceste, ne considerăm că suntem într-o emoție joasă, da? Avem scala lui Hawkins, care putem să foarte ușor să ne poziționăm, să vedem în fiecare zi, în fiecare moment al vieții, unde sunt, la ce nivel de, la ce unități sunt acum, sunt pe unități în alte frecvențe, în alte, sau sunt pe ură, pe invidie și așa mai departe. În momentul, în aceste sesiuni de manifestări cuantice se pune foarte mare accent pe această etapă de trecere către frecvențe înalte și în momentul în care noi observăm că suntem într-o discuție cu cineva sau urmărim o informație, nu contează, da? Și vedem că acea informație vine către noi. Noi, dacă suntem conștienți că aici este cel care este trezit, își va da seama, cel care nu este trezit, o să înghită acea informație și o să și asimileze. În momentul în care vine o informație către noi și cineva ne impune, vine cu o idee și acea idee, nu știu, am o senzație pe mine în care nu știu, simt că nu e, da? În momentul acela e nevoie să spunem mulțumesc. În momentul în care noi spunem mulțumesc, neutralizăm acea energie, indiferent care ar fi ea, și spunem omului, îi spune mulțumesc, nu am nevoie de această informație, nu ți-am cerut această informație, hai să vorbim de, nu știu, de lucruri pozitive, hai să vedem altceva. În momentul acela se face saltul cuantic. Da? Corect. Suntem la un nivel jos, el vine de fapt, el vine cu ideea lui, da? El e prins în această hologramă de manifestare și zice, uite, eu sunt în această hologramă, hai și tu. Hai și tu, corect. Da? Și tu, în momentul în care îi spui mulțumesc, eu sunt bine, uite, hai să vorbim despre altceva, de divertisment sau de glume, hai să facem o glumă. În momentul acela ne poziționăm la un nivel cuantic, pe frecvențe înalte. Ce facem noi de la acest nivel contează, pentru că el poate să zică, păi uite, stai că începe să se plângă, cep și nici el încearcă să te tragă. Deci începem să fluctuăm. Noi nu vrem să fluctuăm în această realitate noastră. Noi vrem să mergem din contră. Am ajuns la un nivel, vrem să accesăm nivelul următor. Aici oamenii n-au înțeles și noi n-am înțeles lucrurile acestea, pentru că foarte mulți oameni ne suc de energie. Asta e natura lor, sunt, cum spunem noi, gravitaționali, ei nu știu de cât să ia de la tine. Da, sau altfel spus, vampiri energetici, un termen mai uzual. Exact, da. Dar ceea ce nu simțim și nu percepem, noi credem că nu există. Pentru că în jurul nostru sunt alte entități. Sunt alte entități în jurul nostru care ne parazitează, ne interceptează, ne interacționează cu noi, pentru că noi suntem pe același palier, da? Deschidem ușa de la lift și ne trezim, ia uite, sunt pe același palier, cu cine sunt acum? Păi, dacă sunt pe ură, invidie, frustrare, așa, sunt cu alții,
Exact, pe același palier. Exact. De aceeași frecvență. De aceeași frecvență. Ce fac? Iau liftul, mă duc mai sus sau stau și mă joc cu ăștia? Pentru că aici vreau experiența asta. Da, ăștia care practic trag energie din mine. Exact. Și atunci apar aceste interacțiuni cu aceste entități care putem să le denumim demoni, arhonii, nu contează. Sunt alte entități. Exact, nici nu contează. Nu sunt negative. Noi le considerăm în această realitate fizică, considerăm că este negativ, pozitiv, când de fapt totul, la înțelegere mai mare, totul este. Exact. Și atunci ei ce au făcut? Ei te parazitează și te sub de energie pentru că tu le-ai dat voie, pentru că tu te-ai dus pe frecvența lor. Și noi asta învățăm la cursurile de manifestări cuantice, cum să nu fim pe acest palier de frecvențe, acest timeline, pentru că dacă nu mai suntem pe acest palier, suntem pe alt palier. Și atunci înseamnă că sunt pe următorul palier unde găsesc entități de frecvență înaltă care îmi dau informații, care mă ajută, care poate îmi procesează sănătatea sau poate mă pun într-o poziție, nu știu, să-mi rezolv o situație. Doar prin simplul fapt că suntem pe acel nivel de conștiință și vibrăm cu acele frecvențe mai înalte, are darul de a ne produce chiar și vindecare, așa cum spuneai, și o evoluție la nivel de suflet, la nivel de ființă. Noi vedem, chiar dacă tu ești pe un palier înalt, ei în continuare vor încerca să te tragă în jos. Vor încerca să interacționeze cu tine. De exemplu, te duci într-un loc, tu ești pe o energie înaltă, pe o frecvență înaltă, da? Așa ești tu. Dar energiile dominante din locul unde te duci tu sunt de frecvență joasă. Dacă tu ești destul de puternic și stai în globul tău de lumină și rămâi acolo și nimic nu te poate, pentru că până la urmă și ele sunt energii, sunt foarte multe tehnici, o să învățăm despre lucrul ăsta, cum putem să îi eliminăm din acea hologramă. Deci lor le e frică de noi, dar noi nu știm cum să algoritmăm, noi nu știm cum puterea noastră luminoasă să o trimite pentru a ne proteja. Și în momentul acela ei sunt foarte mulți, tu te duci într-o zonă unde ei sunt foarte mulți și încep ușor-ușor să-ți pătrundă în câmpurile energetice, ușor-ușor, până găsesc o mică crăpătură și încearcă să se atașeze de tine. Și acum nu știi de ce te enervezi sau nu știi de ce ai o reacție violentă, da? Tu fiind un om cald. De ce? Pentru că cu cât te umpli mai mult de lumină și cu cât vrei tu să te apropii, să te expandezi, să te apropii de Creator, cu atât mai mult îi deranjezi pe ei. Și asta este, pentru că există posibilitatea și câte am studiat, sunt câteva tehnici foarte ușoare în care oamenii sunt, asta am și dorit să vorbesc de această emisiune, că suntem de sărbători, acum lumea este pe frecvențe înalte de la sfârșitul ianuarie, pentru că ieșim din frecvențele înalte să vedem ce se întâmplă atunci. Suntem pe Mercure, pe Uran și pe Mercure acesta, pe sfârșitul ianuarie, deci nu luăm decizii majore, ținem cont de ce se întâmplă la nivel astrologic și există posibilitatea ca noi să ne debarasăm de aceste entități. Cum? Există câteva tehnici foarte simple. Muzica clasică. Ați observat că oamenii adorm la muzica clasică, mulți dintre ei sunt parazitați, deci pleacă entitatea, pentru că nu poate să stea în muzica clasică. Muzica clasică are o frecvență foarte înaltă, ei dispar din acel mediu. Deci muzica clasică, muzica ambientală sau muzica de meditație, muzica cu natură, sunete de natură, la fel îi distorsionează. Apoi, dușurile, în cascadă, în cadă, în dușuri, apă să fie, deci curățare energetică și fizică. Apoi, mersul pe bicicletă sau mersul cu motor. Deci, ei fiind atașați de noi, de corpurile noastre, noi când prindem viteză, dar nu așa merge cer cu bicicletă, când prinzi viteză, se detașează de noi pentru că nu mai pot să se țină nouă această putere. Chiar cei din Peru știu că au în zona aceea America Latină, când merg cu trenul, ei se dau jos din tren, își așteaptă sufletul. Da? Se dau jos în fiecare gară și își așteaptă sufletul pentru că ei știu, au această înțelegere că în momentul în care noi mergem cu un obiect și unde vine aerul din față, corpul energetic rămâne undeva în spate, deci sufletul undeva. Deci, mersul pe bicicletă este foarte sănătos, cum
și împământarea în natură este sănătoasă. Purtarea de cristale de cuarț, ametist, obsidian, turmalină neagră, puse în colțurile camerelor, purtate obiecte de bijuterii și așa mai departe, această frecvență și până purtate și cu intenție, bineînțeles, aceste pietre semiprețioase au putere foarte mare și energia lor, frecvența lor deranjează energiile de frecvență joasă. Da? Ele sunt de entități de frecvență înaltă și atunci aceste entități nu pot să stea foarte mult. Și cam atât, câteva indicii, câteva elemente în care oamenii pot să le aplice în viața lor de zi cu zi, ca să înțeleagă că în jurul nostru sunt foarte multe entități și comunicarea, iarăși, această comunicare cu ghizii este foarte, foarte importantă, pentru că noi de la naștere până la moarte, noi avem un înger inspirator și un înger protector. Dacă știm să comunicăm cu ei și știm să-i chemăm, da, să-i punem la treabă, ei adoră să fie în slujba noastră. Corect, da, sunt aici. Până când noi ajungem la o stare de echilibru și înțelegem că chiar noi suntem acele energii și ghizii noștri se bucură pentru că ei nu fac decât să conecteze cunoașterea din astral cu această cunoaștere care este total diferită din mediul terestru. De aceea încercăm să facem, să fim acest pod de legătură între ceea ce se întâmplă la nivel universal și ceea ce se întâmplă la nivel terestru. Pentru că tot ai adus în discuție de această cunoaștere, te-aș ruga să mai spui ceva mai mult despre acest curs de manifestare cuantică. Cum putem să avem acces la el? Ce putem învăța? Așa. În acest curs este în fiecare seară la ora 8, ora României, sâmbătă seara la ora 8. Se poate urmări înregistrat pe marinajacobi.com în engleză și pe YouTube. Există și încă o platformă Rumble, pentru că YouTube are foarte multă cenzură și s-au creat și platforme alternative unde putem să vorbim liber despre ceea ce ne trece prin cap. Și atunci Rumble nu este iarăși o platformă liberă. Ce putem să învățăm de la acest curs? În primul rând, se pun la dispoziție informații actualizate despre starea globală a omenirii. Mi se transmite, de exemplu, noi știam de pandemie, că o să fie cu un an jumătate înainte ca ea să se manifeste. Deci, se dau informații pentru cei care sunt pregătiți. Predicțiile acestea sunt destul de clare și, în primul rând, ai informații actualizate ce se întâmplă în spatele scenei, pentru că în spatele ceea ce vedem, corect, obicei sunt alți jucători, alți oameni și e bine să înțelegem această structură energetică, că le zicem că ne manipulează unii, dar în spatele lor sunt de fapt alții, și cu cât ajungem mai sus către vârful piramidei, nu înseamnă că în spatele tuturor este Dumnezeu, adică doar că el se manifestă prin diferite structuri și entități energetice și de la fiecare avem de învățat. Corect. Sunt aceste... Deci, în primul rând, se pune foarte mult acces pe această deschidere a conștiinței, pe această mecanică în care mănânci sănătos, gândești sănătos, acționezi sănătos, pentru că la fel ei ne transmit, ok, voi meditați, sunteți buni la meditat, foarte bine, ne bucurăm. Dar ce faceți voi după această meditație? Pentru că dacă nu acționăm către scopul meditației, nu se întâmplă nimic. Adică aducem energie acolo, doar că e nevoie să o manifestăm aici. Iar manifestările întotdeauna sunt fără așteptări. Pentru că altă capcană în care cad oamenii sunt că ei au așteptări. De ce? Pentru că au văzut că a reușit cineva, au reușit și altcineva, iar ei consideră că asta e rețeta succesului, eu știu că o să am și eu succes și au așteptări. Și poate e important să le spunem celor care ne urmăresc, apropo de meditație, să urmeze mentori care pot să-i ajute să mediteze corect. Pentru că majoritatea oamenilor care spun că meditează, de fapt, nu fac
acea formă de meditație care să-i ajute realmente. Ei doar își calmează frecvența gândurilor, doar gândesc, nu știu, poate cu o frecvență mai joasă a gândurilor, mai rară a gândurilor. Dar cu adevărat meditația poate să ne ajute să primim informațiile de care avem nevoie pentru a acționa, așa cum spui și tu, într-o anumită direcție, într-o anumită intenție pe care o avem pentru viața noastră. Și atunci e important să învățăm să medităm corect și, așa cum spuneai, da, să avem grijă la ceea ce facem după ce medităm. Încotro ne ducem acțiunile și, da, să înțelegem că, practic, această manifestare pe care o dorim în viața noastră nu poate să semene cu manifestarea nimănui altcuiva de lângă noi. Adică noi suntem unici și nu putem cere să primim exact ce a primit vecinul sau vecina sau fratele sau sora sau șeful sau oricine altcineva. Noi primim în acord cu cine am ales să venim să fim aici în acest câmp de manifestare. La manifestări cuantice ca și meditație suntem puțin mai departe de faza de început în care și sunt, cel puțin sunt două meditații. Una este mai veche, conexiune cu meditație cu nava mamă, pentru că navele spațiale sunt entități și ne putem conecta cu ele și sunt în apropierea Pământului și ne pot da atât echipajul cât și nava însăși poate să-ți dea informații și Marina a pus la dispoziție o astfel de meditație. Se găsește la noi pe site, meditație cu nava mamă. Și de curând, luna trecută, ne-a pus la dispoziție încă o meditație în care noi să ne creștem acest grup de lumină și prin care putem să, cu ajutorul ghizilor, bineînțeles, să putem să ne vindecăm, să fim vindecați, de fapt, că nu ne vindecăm noi, să fim vindecați, să devenim canale divine care au posibilitatea să-și proceseze anumite afecțiuni. Și aceste două meditații sunt date, iar pentru un începător, noi chiar am avut în partea de Stargate și poate o să reluăm la un moment dat, și aceste meditații care noi le facem în aceste miercuri în care noi ne întâlnim săptămânal, unde le arătăm și le explicăm celor care nu au această experiență meditație, nu e nevoie să faci școli de meditații, școli de tot felul, pentru că tehnica este una foarte simplă și oricine o poate aprofunda și are destul de multe rezultate și rezultate frumoase cu cei care au participat la sesiunile noastre de Stargate, pentru că asta învățăm pe oameni să conecteze cu Creatorul și mai departe Creatorul te va pune în legătură cu alte structuri energetice, depinde de planete, ce vrei tu să experimentezi, sufletul tău, de fapt. Exact, exact. Și asta încercăm să explicăm bărbaților, că femeile sunt destul de prezente în grupul nostru, asta încercăm să le explicăm bărbaților. Și avem și câțiva, bineînțeles, avem și câțiva bărbați foarte puternici care lucrează în câmpuri și vin la fel cu informații foarte interesante. Deci, pe partea de manifestări cuantice se învață foarte multe. E diferența aceasta între limba română și limba engleză, că nu putem să traducem, dar învățăm, practic, cum să ne detoxifie corpul, învățăm cum să manifestăm în conștiință, în hologramă noastră, pentru că ce am învățat noi la aceste cursuri este că noi suntem, cum să ne explic oamenilor, noi suntem o mașină de printat, o mașină Xerox. Da? Asta suntem noi. Noi suntem o mașină Xerox. Ce facem noi? Păi noi avem informație, deci avem o memorie în care mâine această memorie o printez din nou într-o altă hologramă. Și în această hologramă ce vreau eu să fie? Păi eu vreau să fie pace și abundență și prosperitate pe toată planeta și nave spațiale și extraterestre. Ce vreau eu? Da?
dacă tu ești destul de puternic și începi să mentalizezi lucrul ăsta zilnic, zilnic, zilnic și începi să spui exact ca un pictor, cum pictează cât un pic, cât un pic în fiecare zi, tu vei ajunge să experimentezi în acea hologramă acea realitate. Cum eu mi-am dorit să fiu, să vreau să conduc o navă spațială. Asta am vrut eu să învăț cu tehnologia, când am intrat în tehnologie. Dar astăzi, după 10 ani de zile, după ce am avut această intenție, eu am trecut și printr-o experiență fizică. Și prin test fizic de simulare, da? Deci, lucrurile se manifestă. Dacă avem acea idee, înseamnă că ea există în conștiință, în conștiința universală, cum fac eu să o aduc aici. Și atunci urmărim procesele. Fiind într-o stare pozitivă, gândește-te despre acel lucru, caută-l acel lucru sau să începi să creezi acel lucru, deci să acționezi și lasă universul să să-ți manifeste acolo, nu știi tu cum, că ți-l aduce un prieten, nu știu ce vrei tu, o mașină, că câștigi la nu știu ce concurs, nu știi. Universul are milioane de infinit manifestări pentru fiecare, dar să nu cădem în capcana așteptărilor. Sau să nu cădem în capcana că, păi nu, eu m-am gândit și știu ce vreau, bine, dar ai început să cauți pe net, ai început să... De exemplu, vreau o mașină, uite la reprezentanță, caută, ia, vezi ce interesează-te despre, adică încearcă să îți atragi acel ceva, cum poți tu, cum, în funcție de exemplele pe care voi le-ați. Și asta vedem că unii oameni au manifestare într-o lună, unii au în trei luni, unii... Dar vedem că aceste lucruri funcționează. Și asta învățăm la... în aceste cursuri, că putem să schimbăm manifestarea în anumite obiecte, dar ne deranjează, nu știu, avem o relație, este în armonie cu anumite persoane sau un grup de persoane sau cu președintele țării sau cu partidele, ceva ne deranjează pe noi. Ce te deranjează? Păi în memoria ta ai acceptat o informație, pentru că este foarte important ce acceptăm în copiatorul nostru, în xeroxul nostru, da? Pentru că el va printa a doua zi și dacă tu ai acceptat frustrarea că cineva ceva și tu o printezi a doua zi, păi asta trăiești, asta e realitatea ta. Tu singur, nu e de vină X, partidul politic, președintele, iluminații, masonii, nu e nimeni de vină, tu ești de vină că tu ai acceptat acea informație. Și asta înseamnă detoxul acesta emoțional, în care să ne aducem informații, să considerăm că suntem în pace, suntem în liniște, toate lucrurile sunt perfecte așa cum le-a creat Creatorul și noi, practic, suntem parte din acest film, acest joc care e pe planeta asta, în care fiecare are posibilitatea să experimenteze ceea ce vrea. Unii sunt mai șmecheri, mai inteligenți și atunci au învățat să ne manipuleze pe noi pentru că au respectat aceste reguli. Și atunci s-au trezit ei că au mai mult cu un simț decât noi sau ceva și atunci au început să ne manipuleze. A noi acum ne trezim și ne spune păi, că știm și noi regulile jocului, știm și noi că aia se face cu aia și aia așa. Și eu zic mulțumesc, dacă tu vii să-mi vinzi mie frică, ură, pandemie, ce vrei tu, eu zic mulțumesc, dar eu mă descurc. Că românii s-au descurcat în timpul pandemiei și au făcut alte, și au făcut ei holograma lor. Da. Asta e secretul, să-ți faci tu holograma ta, pentru că ce se întâmplă în exterior sunt alte holograme care noi n-ar trebui să interacționăm foarte mult. Și să le acceptăm în realitatea noastră pentru că le copiem. Și aici 90% din informație este că cineva îți va face o invitație către hologramă lui ca să înceapă aceste stringuri, aceste legături energetice. Și noi dacă nu tăiem legăturile acestea energetice, păi cine e de vină? Noi suntem de vină că n-am învățat și n-am stat la cursul de manifestări cuantice. Sau corect. Să vină informația altfel. Nu știu, noi așa o prezentăm. Și la modul cel mai simplu, cred că putem să ne rescriem această informație în fiecare seară, înainte de a ne culca, să ne punem, să facem acele recunoștințe, asta înainte de orice, și să ne punem intenția să schimbăm ca viața noastră să arate altfel mâine și să proiectăm ceea ce vrem, cum vrem să arate viața noastră mâine. Vreau să am relații armonioase cu toată lumea, vreau să am prosperitate, vreau să am, nu știu, iubire. Toate aceste aspecte putem să le proiectăm înainte de a adormi, pentru că atunci mintea noastră este cea mai deschisă, cea mai receptivă și, practic, ajungem să proiectăm aceste informații în
să le printăm a doua zi în realitatea noastră fizică. Și cu cât persistăm în această proiecție înspre lumină, înspre bine, înspre iubire, cu atât în realitatea noastră se vor manifesta din ce în ce mai bine, mai vizibil în realitatea fizică. Sunt alte înțelegeri, cel puțin asta am văzut când am depășit această înțelegere, că noi vrem ceva, că eu vreau ceva. Am întâlnit colegi în grup care au, cum aveam acest dispozitiv minim agrav, da? Și ne punem intențiile să are comenza. Și omul a zis, sau oamenii au zis, noi nu mai vrem nimic. Eu nu mai vreau nimic. Lasă să se întâmple exact ceea ce este în sufletul meu. Are nevoie să experimenteze, dar eu ca minte nu mai vreau, eu vreau ceva, nu mai vreau nimic. Eu consider că le-am pe toate și ceea ce mi se cuvine mie ca ființă să experimentez, eu consider că acelea lucruri vin de la Creator, de la Dumnezeu, de la Dumnezeu. Și eu mă bucur de acele lucruri. Da, asta sigur că se întâmplă atunci când oamenii sunt într-adevăr treziți și la un nivel de conștiință destul de ridicat. Aici încercăm noi să le spunem oamenilor, uitați, noi am fost și pe acolo și pe acolo și pe acolo, dar putem varianta rapidă, scurtă și eficientă. Da. Sigur, dacă oamenii sunt deschiși să meargă pe varianta rapidă, clar că e de dorit. Noi le arătăm câteva uși deschise. Ei vor să hotărească. Unii vor să meargă lucrurile într-o direcție, alții vor în altă direcție, pentru că oricum suntem foarte diferiți. Dar unii vor să zică, păi stai că eu vreau varianta cea mai simplă, sau unii vor să zică, păi stai că eu vreau să fac mobile, eu vreau să fac gamsuri, vreau să fac pe Dumnezeu aici, să simt eu cu energia aia din scădere. Așa că noi le oferim, prin activitatea noastră ca și asociație, noi le oferim diferite posibilități de a se conecta cu divinitatea prin tehnologii sau prin noi însăși suntem la tehnologie. Practic suntem creați din mai multe ADN-uri, da? Mai multe rase și suntem manifestați în forma asta perfectă, care suntem acum la 6 sau la 7-a generație care suntem pe această planetă. După resetări, să zic ce s-a mai întâmplat aici, pentru că deci, noi oricum suntem un conglomerat al altor rase, ne dai și le spun, noi suntem extraterestri, ce faceți extraterestri, mi-așa îmi place să-i salut pe pentru că noi însă suntem extraterestri în corpul ăsta uman. Dar dacă începem să există aparatură de laborator în care cum te duci și dai sângele și afli despre ce există în interiorul tău, așa dai sânge și afli ce se întâmplă la nivel energetic cu tine, cine ești, de unde ești. Plus că sunt oameni care au aceste percepții. Se conectează, plus că sunt ghizii care îți oferă informații despre unde ai fost și ai făcut, care e misiunea ta aici, de ce nu faci misiunea, ce se întâmplă cu tine. Deci, noi la nivel energetic suntem o carte deschisă. Oricine ne captează gândurile, emoțiile, oricine știe despre noi ce am fost, ce suntem, care e misiunea noastră, ce facem pe aici. Și noi suntem singurii care, noi nu vedem aceste lucruri, pentru că noi avem orbită. Da, practic ceea ce spui tu este de fapt că totul există în câmp, absolut totul, și noi percepem mai mult sau mai puțin în funcție de nivelul de conștiință la care am ajuns. Da. Și aici ne întoarcem la născutul la placentă, născutul care și-a tăiat cordonul umbilical, ne întoarcem iarăși la ce a mai fost pus în copil după aceea. Exact. Iarăși. Credințe, convingeri, credințe, programe. Transgenerațional, generații, ce am implementat în fizic. Ce a mai fost pus ca și hrană fizică? Și după aceea mai trezește acel copil. Da. Cum să trezești? La 50-60 de ani? Păi da, cam și atunci. Și mai vin, după aceea, cei care sunt treziți, noi mai vedem că fac aceste vânzări de informații. Deci ei n-au ajuns să fie să se maturizeze, dar ei au informații foarte multe. Sunt foarte mulți oameni spirituali în România, pentru că e și bine că suntem oameni spirituali, mulți așa cu așa deschidere, dar când încerci să accesezi informația lor, în primul rând, ei au informație mentală, nu au informație nativă, adică sunt foarte mulți oameni care, noi fiind în această zonă
paranormală, să zic așa. Deci deja am intrat în zona asta care cu asta ne ocupăm, normală pentru noi, în care vedem ce discuții avem sau ce se întâmplă cu oamenii care sunt nativi, au abilitățile acestea native născute în ei sau și le-au activat, și oamenii care pur și simplu au multă cunoaștere, dar ei nu pot să practice acea cunoaștere pentru că ei doar pot să vorbească despre ea, nu au și menirea de a o aplica. Ei pot să ne vorbească de energie, dar ei nu văd energiile. Și atunci eu de la cine îmi iau informația? Îmi iau informația de la un om care este în stare fizică, ancorat foarte mult și îmi pune și un preț foarte mare, asta nu mai zic, da? Dar el nu vede. Exact cum te duce la un nutriționist, dar el este un om obez. Obez, da. Da? Deci oamenii, prin rezonanță, ei caută întotdeauna informația. Dar cine o dă și cum ți-o dă și cum o condiționează, asta ține foarte mult de maturizarea sufletului. Atunci vezi dacă omul ăla s-a maturizat sau omul ăla vrea să facă, să te țină și pe tine fizicat, să câștige niște bani cu tine. Nu tocmai de aceea încercăm să ne delimităm de aceste lucruri, pur și simplu ne lăsăm pe oameni să, dacă vor să-și deschidă inima, bine, dacă nu, să găsească alte căi, noi atât am putut și atât am înțeles. Tocmai, că fiecare ajunge, practic, la cine este, la acea persoană cu care rezonează. Acea persoană de care are nevoie și pe care o poate accesa în acel moment, cu acel nivel de conștiință. Toți unii cu alții, că de-aia ne-am născut aici, de-aia suntem la orașul ăsta, de-aia noi toți suntem o rezonanță mare. Dar ideea este câți din această rezonanță reușesc să se ridice la următorul nivel, să se maturizeze. Exact. Pentru că noi tot o să vorbim aceste emisiuni, ne arătăm, uite, algoritmul e simplu, de ce să cer bani pentru el? Tehnica e simplă, de ce să cer bani pe el? Deci noi suntem un complex energetic informațional, suntem o mașinărie extraordinar de puternică și nu știm să funcționăm. Și ne ducem în exterior, iarăși. Nu foarte mult exterior, hai să facem exterior, dar în interiorul nostru când? Când ne ocupăm. Și aici asta se întâmplă la manifestări cuantice. Despre asta se discută la manifestări cuantice. Da. Să lași omului ușa deschisă, inima deschisă, cum facem noi donațiile din inimă. Facem ce considerați voi cu informația noi. Am primit-o, am inovat-o, am mișcat niște lucruri, atât am înțeles, arătați-le și voi. Dar foarte puține lucruri se întorc în spatele acestor lucruri pe care noi le prezentăm așa foarte simplu. Timpul a trecut foarte repede, ca de obicei, și pe finalul de emisiune aș vrea să ne vorbești puțin exact despre această energie filantropică, care este cumva mai prezentă, o simțim cumva mai prezentă în aceste zile, în această perioadă în care cu toții suntem mai generoși, suntem mai buni sau măcar ar trebui să încercăm să fim mai buni. Da, este recunoscut în jurul cum suntem noi o nație ortodoxă, avem câteva Sfântă Mărie, Paștele, Crăciunul, deci avem câteva momente energetice foarte puternice în care pur și simplu inima ți se deschide. Chiar dacă ai, chiar dacă n-ai, nu contează. Din ce ai, știi să fii om, practic, să pui ceva pe masă, să-ți inviți aproapele, să te împaci cu neamul și așa mai departe. Am auzit de energia filantropică la Marina. Marina Giacobini a prezentat această energie filantropică pentru că s-a discutat la aceste cursuri. Bun, noi suntem energie, suntem creatori, primim aceste informații. Cum putem să-i ajutăm pe ceilalți fără să încălcăm alte legi de manifestare? Da? Pentru că în momentul în care nu ai înțeles că totul este energie și că această energie este abundentă și tu pui preț pe ea și pui un preț în care acea persoană sau majoritatea persoanelor nu își permit, tu deja faci lucrul ăla pentru tine. Tu nu te mai adresezi tuturor, da? Deci asta este înțelegerea care Marina ne-a prezentat-o. Noi, cel puțin din 2016, încercăm să... Așa am fost noi învățați, câțiva din grupul acesta, așa am fost învățați, am zis, hai să facem, să ajutăm, asta și misiunea noastră asociației, hai să ajutăm pe ceilalți, să ce se întoarce la voi, se întoarce din inimă. Și atunci eu pot să folosesc acel. Sunt foarte apreciate, bineînțeles, donațiile. Asta am încercat, asta am făcut și Marina. Având aceste sesiuni unul la unul în care ea face channeling, deci consumă foarte multă energie în aceste sesiuni.
pentru a ajuta alte suflete. Da? Ea lasă ușa deschisă, a pus un preț în care este acces, nu știu, 50 de euro sau 100 de euro, ea are programări până în 2025, adică e foarte greu de prins, dar a pus un preț de 50 de euro sau ceva de genul, nu mai știu cât e, în care fiecare își poate permite această sesiune cu ea să primească aceste informații. Și ne-a recomandat, comunității ei, da, care face parte, a recomandat următorul lucru. Faceți un lucru în care, în primul rând, dacă vreți să-i ajutați pe alții, încercați să aveți nevoie de bani, că trebuie să plătiți facturi. Corect. Nu e nicio problemă, dar este o energie. Dar cum faceți voi ca această energie să ajungă la voi într-un mod necondiționat? Și a recomandat ca donațiile să fie făcute, să menționeze donații realizate din inimă. Pentru că te duci la un curs, plătești pentru acea informație, iar acea informație este pe un preț. Automat, prețul, deci așa s-a poziționat facilitatorul, e preț. Sau e donație. 70. Ce tip de donație acolo? Eu vreau să fie donație din inimă, pentru că dacă tu îți deschizi inima și îmi donezi un leu pentru ce informație ți-a fost oferită, eu pot să folosesc 100% acea informație în scopurile mele fizice, dar și energetice. Dacă tu îmi cer preț și îmi cer donație, eu mă atașez foarte mult de materii. Pentru că așa tu ai cerut, tu nu știi să ceri, iarăși, tu nu știi să lucrezi. Ea ne-a recomandat să facem aceste interacțiuni, cei care au ceva de oferit, să le facă din inimă, pentru că dacă tu nu pui un preț, dacă pui un preț să fie un preț acceptat de societatea ta, la Bulgariu să fie un preț ca ta, la elveții nu să fie alt preț, ca atât ai nivelul lor, la noi să fie alt preț. Da? Deci întotdeauna consideră că banii din buzunar ai celor din jur trebuie mai să-și permită acea investiție. Dacă nu faci lucrul acesta, încearcă să lași ușa deschisă. Adică, eu facilitez, pun la dispoziție această informație, eu recunosc că această informație nu este a mea, da? Eu sunt doar un canal în care am mai adăugat poate și un pic de cunoaștere acolo, am venit cu propria mea înțelegere și vă las pe voi să decideți cât la sută din acea informație vă este utilă sau voi o să folosiți acea informație și apreciez dacă voi o să faceți donație pentru să plătesc Zoom-ul, să plătesc sala de închiria, să plătesc echipamentul, să plătesc drumul, cazarea, la. Da. Pe lângă cunoașterea care eu am stat, am studiat, am cercetat, altă energie investită, dar noi vă lăsăm pe voi să faceți acest schimb de energie. Dacă tu îmi spui că eu n-am bani, bun, nu ai bani. Ce înseamnă la tine n-am bani? Păi eu am 100 de euro sau n-am 100 de lei. Bun, dar ai un leu? Da. Păi un leu înseamnă o energie. Dumnezeu nu gândește în cifre, așa, nu, dacă n-ai dat 200 de lei, nu ești. Nu. Contează schimbul de energie și noi aici i-am obișnuit pe oameni și când facem proiecte de cercetare și când facem tot, îi spunem, uitați, proiectul se poate manifesta dacă vin donații oferite din inimă care să acopere acest cost. Sau vreți să participați la acest curs? Sunt donații oferite din inimă. Când punem noi un preț, înseamnă că prețul ăla noi considerăm că este accesibil. La ce informații oferim noi în acel curs, pentru că este și valoarea informației trebuie valorificată. Da? Deci, una este să îi spui omului, uite, hai să te învăț un algoritm, și una este să-i zici, uite, te învăț trei tehnologii în acest curs. Deci, cumva se valorifică informația. Dar întotdeauna prețul să fie unul, să zic, scăzut, unul mic, care să-și permită toți oamenii. Sau lăsați ușa deschisă, pentru că am mai avut experiențe cu oameni care au avut 10 lei, dar au venit și oameni care ne-au dat 3.000 de lei. Și am zis, uite, eu am banii ăștia, eu văd ce faceți, văd prin voi, văd care este intenția voastră, nu aveți lucruri de ascuns și uite banii ăștia. Ăștia sunt, luați-vă ce vreți voi, ce considerați voi aparatura. Sau fel și fel mai apar, fel și fel de sponsorizări. Doar în felul acesta noi ne comercializăm nimic, ne avem scopuri economice, financiare. Noi doar în felul ăsta ne putem și ne-am susținut până acum cu ajutorul membrilor comunității noastre, cărora le mulțumim în continuu, pentru că noi facem pentru ei.
nu avem destule fonduri, uitați fondul pentru experimentul, pentru proiectul respectiv. Și așa am învățat și de la Marina și așa vrem să învățăm și pe ceilalți și poate să audă și alții facilitatori de informații care au stat, au studiat, pentru că se maturizează, hai să zic forțat, nu știu dacă e forțat, dar au altă înțelegere decât să-ți vină 10 oameni la curs, de ce să nu-ți vină 500 de oameni la curs? Corect. Nu e bucuria ta de a oferi la cât mai mult sau bucuria ta este de a oferi la cât mai puțin la un preț cât mai mare? Și ne-am dus cu aceste prețuri și facem cursuri în cursuri în cursuri care de fapt pot fi comasate în același curs și informația poate fi mai simplă de prezentat. Dar asta e pentru fiecare, este experiența fiecăruia. Noi așa am fost învățați, așa facem de dinainte să avem asociații. Da. Îți mulțumesc pentru toate informațiile valoroase pe care ni le-ai prezentat și în seara asta. Și mă bucur că ne-ai lăsat cu acest mesaj al generozității pe care să-l ducem cu noi, să-l avem în acest final de an și să-l ducem cu noi în anul următor. Îți mulțumim și te așteptăm să începem o nouă serie de emisiuni și în 2024. Și pe tine, om drag, te invit să ne rămâi aproape și să continuăm împreună călătoria de la minte la suflet, de la materie la suflet și în 2024. Te îmbrățișez cu inima și îți doresc sărbători cu bucurie, în iubire și în armonie. Doamne ajută!